Salutare pariori! Pentru ziua de miercuri, colegii mei de pe site-ul biletu-zilei.com au pregătit 7 pronosticuri. Haideți să le vedem! Rio Ave Sporting. Cei de la Rio Ave au nevoie de puncte pentru a se menține deasupra liniei retrogradării, în timp ce Sporting este foarte aproape de a deveni matematic campioană, dacă se va impune în această confruntare. Având în vedere că Rio Ave nu excelează pe faza ofensivă, iar la momentul actual Sporting este cea mai puternică echipă din campionatul Portugaliei, Tipsterul Red recomandă pariul 2 solist. Garin Koepfer. Tenis Tipster 92 spune că Garin este un jucător extrem de redutabil pe suprafața de zgură, acesta reușind să-și adjudece deja un turneu pe zgură în acest sezon. De cealaltă parte, Koepfer se află într-o creștere de formă, însă jocul său a rămas destul de inconstant, alternând loviturile spectaculoase cu greșelile neforțate. Ținând cont că tenismenul Garin se simte mult mai bine pe zgură, tipsterul nostru se așteaptă la o partidă controlată în totalitate de acesta și recomandă pariul de tip handicap Garin minus 2,5 game-uri. Sepsi Universitatea Craiova. BMG spune că datorită stilului de joc practicat de cele două formații, acestea sunt implicate cu regularitate în meciuri cu scoruri reduse. Ambele au probleme pe faza de atac, iar punctul lor forte este jocul defensiv. În ceea ce privește întâlnirile directe, niciuna din ultimele 11 dispute nu s-a încheiat cu mai mult de 2 goluri marcate. Și având în vedere că, în opinia tipsterului nostru, Craiova pleacă cu prima șansă la victorie, BMG recomandă pariul X2 și sub 3,5 goluri. Tipsterul Wade ne aduce în atenție confruntarea din sferturile Ligii Campionilor la basket dintre Novgorod și Zaragoza. Cele două echipe s-au întâlnit de 2 ori în faza grupelor preliminare, iar Zaragoza a câștigat de fiecare dată. Cu toate acestea, tipsterul nostru spune că nu trebuie să ne lăsăm induși în eroare de statistica întâlnirilor directe, deoarece gruparea spaniolă s-a impus la limită în ambele partide, iar Novgorod este superioară la capitolul recuperării. Wade se așteaptă la o revanșă miercuri seară, așa că mizează pe victoria celor de la Novgorod. Hermannstadt Viitorul. Ambele echipe se află în zona roșie a clasamentului din play-out-ul Ligii 1 și au mare nevoie de puncte, așa că Radu Oprea crede că la confruntarea de miercuri seară acestea vor miza pe cartea atacului. Un rezultat de egalitate nu ar mulțumi pe nimeni și având în vedere că niciuna nu excelează pe faza defensivă, pronosticul tipsterului nostru este ambele echipe marchează sau 3+. Chelsea Real Madrid. David Kirillă este de părere că formația londoneză merita să câștige în confruntarea din manșa-tur încheiată cu scorul de 1-1. Chelsea traversează o formă bună, are un joc defensiv solid și se poate baza pe foarte mulți jucători letali pe faza de atac. Având în vedere prestațiile avute de cele două echipe în ultima perioadă, tipsterul nostru mizează cu încredere pe calificarea celor de la Chelsea. Columbus Blue Jackets, Nashville Predators. Andrei Cinculescu spune că după eliminarea din play-off, cei de la Jackets au avut un joc lamentabil. În ultimele 12 meciuri au înregistrat o singură victorie și au încasat un număr uriaș de goluri. De cealaltă parte, Predators încă se luptă pentru unul din cele 4 locuri de play-off din divizia centrală. Având în vedere aceste detalii, tipsterul nostru recomandă pariul pe victoria celor de la Predators. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul nostru.